Se rădu cu tatăl ei, a decis să dezvăluie motivul pentru care ar fi murit fica sa, pe cine acuză bărbatul de decesul fulgerător al artistei, dar și alte declarații sfâșietoare chiar acum. Totdeauna a fost întreținută de munca fetii mele, până când și tata lui a avut o problemă de sănătate, n-au avut cu ce să ajungă la București, deci el a fost internat în București, taică-său, pentru o operație. N-au avut cu ce să ajungă la timp, fie mea s-a dus, a luat legătura cu medicii, de toate lucrurile ăștia s-au ocupat fie mea. Deci l-a ajutat până când și pe omul ăla, ca ei toți să fie în viață și să se facă bine, iar fie mea știe toată lumea unde e și unde a ajuns. În momentul în care au văzut că pot să se descurce de spinarea fetii mele, au devenit peste noapte, cum se spune, niște oameni care nu știau de ce să mai facă de bine care era peste ei. Ei se bucurau de faptul că nu munceau ei și trăiau de sfinare. Prima dată i-a luat dintr-un cont al ei vreo 15.000 de euro. Se apropie Crăciunul. Cum credeți că or să fie sărbătorile? Iată al doilea Crăciun acum, de când, din păcate, ne-a părăsit Denisa. Sunt niște sărbători triste. Pentru noi nu mai sunt sărbătorile care au fost când eram toată familia, tragi. Practic nu există sărbători. În fiecare zi merg la mormânt la ea. În fiecare zi merg și aprind o lumânare, câte o floare.